Din nou, direct, imagini răbătătoare în Delta Dunării. Un telespectator Digi24 ne-a trimis mai multe imagini, filmulețe cu grămezi de gunoi aruncate chiar lângă apă. Imaginile au fost filmate pe brațul Sulina. Comentăm pe larg subiectul acum cu ministrul mediului, domnul Costel Alexei, în legătură telefonică directă cu noi. Domnule ministru, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Mulțumesc că sunteți cu noi. Aveți ceva informații despre ce să se fi întâmplat acolo, domnule ministru? Da, este vorba despre localitatea Crișan, la mila 10, unde dincolo de acei etaj de gunoi menajer este o stație de transfer ce aparține primăriei Crișan și, evident, sistemului de management integrat al deșeurilor din Delta Dunării. Dar cred că situații din astea cred că se mai găsesc pe cuprinsul Deltei. Vreau doar să fac o mențiune că aici Consiliul Județean are un sistem de management integrat în care, împreună cu localitățile, au un câștigător, un operator care are atributul să colecteze deșeurile de pe cuprinsul Deltei, evident să le duc apoi la groapa de gunoi. Din păcate, imaginile prezentate de dumneavoastră sunt revoltătoare. Îmi doresc ca astfel de cazuri să nu mai avem nici pe cuprinsul Deltei și nici în alte localități din țară și aș face apeluri publice. În primul rând, aș face un apel public către toate autoritățile locale din țara noastră și mai ales din Delta să înțeleagă că în acest context al pandemiei COVID-19 trebuie să fim mai atenți cu mediul înconjurător și astfel de depozitări ale deșeurilor să nu ajungă să fie adevărate focare de infecție. Pentru că autoritatea publică locală este cea care gestionează toate aceste deșeuri. Și cu voia dumneavoastră și un al doilea apel public către cetățenii României, că atunci când duc resturile menajere sau deșeuri la pubele sau la platformele de depozitare, să facă minimul efort de a pune acest saci cu deșeuri în containere, pentru că dincolo de sacii prezentați de dumneavoastră, care aproape că picau sau au căzut deja în brațul Sulina, erau acele containere. Din comoditate, din lene sau din alte motive, mulți preferă să le arunce, dacă este posibil, din barcă pe mal și de multe ori poate nu mai ajung pe mal. Trebuie să înțelegem cu toții că în acest context în care grija de față de mediu ar trebui să fie mult mai mare, trebuie să fim și noi mai atenți și, evident, să dăm dovadă de un spirit civic mai ridicat. Exact asta. Înțelegem că s-a și întâmplat acolo, domnule ministru. Înțelegem că gunoiul ar fi fost aruncat chiar din bărci, din nave, din, mă rog, cum e el transportat acolo. Dar întrebarea mea, domnule ministru, ar fi alta. Uitându-ne din nou la aceste imagini, vedem că acel munte de gunoi nu s-a produs într-o oră, două, trei, în cinci, în ziua de astăzi. Probabil că stă acolo de foarte mult timp. Și întrebarea mea ar fi, cine ar fi trebuit să verifice, cine ar fi trebuit să sancționeze dacă era de sancționat și mai apoi cine ar fi trebuit să curețe? E totuși vorba despre Delta Dunării, unul dintre cele mai frumoase, importante, rare locuri din Europa, din lume chiar. Nu, pe subiectul prezentat de dumneavoastră, să știți că acele deșeuri sunt rezultatul a unei zile, cred că din acest weekend. Totul e într-o singură zi. Exact, și deșeurile s-au adunat tot într-o singură zi, pentru că cei care își desfășoară activitatea pe celălalt mal al brațului Sulina, în dreptul localității Crișan, aruncă acești saci menajeri direct din barcă. Ar trebui să facă minimul efort ca toată lumea să respecte condițiile, legislația, să pună toate acești saci direct în container. Dacă vorbeați de sancțiuni, cu siguranță ele, începând de mâine dimineață, am și discutat deja cu prefectul județului Tulcea și cu guvernatorul Deltei Dunăre, atât reprezentanții de RBDD cât și cei de la Garda de Mediu îi vor sancționa pe toți cei care nu au respectat legislația și, evident, Delta Dunării. Domnul ministru, sunteți mulțumit în acest moment de modul în care e administrată această zonă și mă refer inclusiv și la ceea ce se întâmplă pe partea cu Vadu, cu plaja sălbatică de acolo. Am văzut weekendurile trecute tiruri parcate, cabine de tiruri parcate pe această zonă protejată. Iată și gunoaie. De la domnul guvernator înțelegem că lucrurile se vor schimba, dar ne promitea zilele trecute că din sezonul viitor. De activitatea conducerii de la RBDD și inclusiv de activitatea domnului guvernator Munteanu sunt mulțumit. Evident că este loc de mult mai bine și în Delta Dunării și pe întreg litoralul românesc și în toate zonele montane ale României. Unde?
turiștii trebuie să înțeleagă că anumite zone trebuie protejate și dacă tot au acces la ele, trebuie să le mențină curate și după ce au fost acolo și au plecat. Pentru că astfel și dumneavoastră ați prezentat nenumărate imagini cu refugii montane, plaje de pe cuprinsul litoralului românesc sau imagini din delta Dunării cu foarte multe gunoaie sau în zone în care accesul auto este restricționat, am văzut nenumărate mașini. E adevărat, avem în momentul de față o inițiativă a guvernatorului și a celor de la Apele Române, Dobrogea Litoral, să năsprim sancțiunile și amenzile să fie atât de mari și usturătoare, încât cei care își imaginează că pot să ajungă cu mașina, dacă s-ar putea direct în apă de pe plajă, să fie aspru pedepsiți. Este de asemenea important ca toate autoritățile statului și cele care țin de Ministerul Mediului, Garda de Mediu sau inspectorii de la Delta, cât și celelalte instituții, poliție sau jandarmerie, să-i pedepsească aspru pe cei care încalcă legea. Mulțumesc pentru explicații, domnule ministru, ministrul mediului Costel Alexe, în direct la Digi24.